noapte, ce încântare! Să umbli, să rătăcești așa de unul singur printr-un Petersburg pustiu. Ce poate fi mai frumos pentru un visător ca mine? Păi ia-te, uită. Nu sunt chiar singur. O fată rezimată de balustrada podului, ca în romane. Și pot să jur că plânge. O, ce romantic. Domnișoară, domnișoară, te pot ajuta în vreun fel? Nu te speria, nu te speria, de ce fugi? E poftim. Poftim, am speriat-o. Dar individul acela de unde o fi apărut? Ia, asta-i bună! Se leagă de fata! Precise, brat! Domnule! Domnule, vezi de drumul din tare! Pleacă, domnule, auzi, vezi că bumă la păcioma! Dă mâna, domnișoară! Dă mâna! Și nu va mai îndrăzni să se lege de noi! Așa! Vezi? Ai fugit adineauri! Dacă aș fi fost lângă dumneata, nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar nu te cunoșteam. Credeam că și dumneata, la fel ca... Și nici acum nu mă cunoști? Ba, da. Am apucat să te cunosc puțin. De pildă, simt că tremuri. De ce? O, dumneata, mi-ai ghicit firea chiar din prima clipă. Da. Ai ghicit de la întâia privire cu cine ai de-a face. Așa e, n-am să-ți ascund. Cu femeile sunt un timid. Sunt tulburat cel puțin tot atât de mult cât ai fost dumneata când te-a speriat domnul acela. Uite și acum sunt înfricoșat. Mi se pare că visez. Deși nici în vis nu mi s-a năzărit vreodată că voi ajunge să stau de vorbă cu o femeie. O, cum? Cum să fie adevărat ce-mi spui? N-ai stat încă de vorbă cu o femeie? Nu, crede-mă, crede-mă. Și dacă mâna îmi tremură, cum bine ai observat, e pentru că niciodată până acum n-a cuprins o mânuță atât de mică și de încântătoare ca dumitare. Nu mai știu deloc să mă port cu femeile. Adică, de fapt, nici n-am știut vreodată. Eu sunt un însingurat, atâta tot. Nu știu nici măcar cum să le vorbesc. Uite, nici în momentul acesta nu știu cum să mă port mai bine. Poate am spus vreo nerozie, da? Da? Te rog, vorbește-mi deschis. Te asigur că nu mă voi simți jignit. Dar n-ai spus nimic, nimic rău. Nu? Uite, și dacă vrei să fiu sinceră, aș putea să-ți spun că femeilor nu le-a displace o asemenea timiditate. Iar dacă vrei să știi mai mult, află că nici mie nu-mi displace și nu intenționez să te alung de lângă mine până nu ajung acasă, să știi. Oh, dar felul dumitale de a vorbi cu mine va face să-mi dispară timiditatea și atunci... Păi... Adio toate armele mele. Cum? Armele dumitale? De ce fel de arme, adică? Uite, asta începe să nu mai fie frumos. Iartă-mă, am greșit. Mi-a scăpat fără să vreau vorba asta. Iartă-mă. Dar cum îți închipui că în asemenea momente... Nu se naște dorința de a... Da. De a... De a plăcea, nu-i așa? Da, de a... Da. Da, întocmai. Da, te implor, fii puțin mai îndurătoare. Gândește-te cu cine stai de vorbă. Uite, eu am 26 de ani și n-am cunoscut niciodată o fată. Cum aș putea așadar conversa în cuvinte meșteșugite și pe de-a întregul nimerite? Eu sunt convins că ai prefera ca între noi totul să fie deschis, sincer, dar... Vezi, nu, da, eu nu știu să tac atunci când inima îmi vorbește. Dar mă rog, în sfârșit, asta n-are nicio importanță. Mă crezi? N-am cunoscut nicio femeie, niciodată, niciuna. Deși visez în fiecare zi că voi întâlni totuși cândva... Pe cineva care... Dacă știi de câte ori m-am îndrăgostit în felul ăsta... Cum așa? De cine? De nimeni. De un ideal. De făptura care mi se va arăta în vis.
Eu în visările mele plăsmuiesc romane întregi. Vei râde poate dacă îți voi spune că mă gândesc uneori să intru pur și simplu în vorbă cu vreo nobilă doamnă întâlnită, uite așa, în stradă. Să încep să-i vorbesc, desigur timid, respectuos, dar plin de pasiune. Să-i spun că mă mistui de singurătate. Să o rog să nu mă agonească din preajma ei. Să-i sugerez că delicatețea de a nu respinge sfielnica rugămintea unui nefericit ca mine intră chiar în obligațiile femeilor. Că în sfârșit tot ceea ce îi cer e să-mi spună doar câteva cuvinte, oricare ar fi ele, cu înțelegere și simpatie frățească. Să nu mă alunge de la primul pas. Că o implor să mă creadă pe cuvânt. Da, văd că râzi. Da, te rog, te rog să nu te superi. Uite, râd pentru că văd că ești propriu dumitale dușman. Și că dacă ai fi încercat, fie chiar și pe stradă, reușeai fără doar și poate. În toate, cu cât alegi calea cea mai simplă, cu atât e mai bine, nu? Nici o femeie cu bun simț nu te-ar îndepărta de lângă ea fără ofranda celor două vorbe implorate cu atâta sfială și căldură. Adică, știu eu, te-ar lua drept nebun. Aveți, judecasem după mine. De ce știu eu, de fapt, despre viață și despre felul de a fi și de a se purta al oamenilor? Îți mulțumesc, îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Nici nu știi ce ai făcut pentru mine în clipa asta. Bine, bine, bine. Nu știi. Bine, dar ajută-mă să pricep. După ce ai putut cunoaște că eu aș fi o femeie cu care, în sfârșit, pe care dumneata ai considera o demnă de atenție, de prietenie, mă rog, nu o femeie obișnuită, ce te-a îndemnat să te apropii de mine? De ce ai făcut-o? De ce? Cum de ce? Păi, erai singură? Domnul acela era prea îndrăzneț. Afară era noapte. Și ești, sper, de acord cu mine că era de datoria mea să... Nu atunci, ci mai înainte. Când? Acolo, pe pod. Pe pod? Doar ai încercat să te apropii de mine. A, pe pod? Da. Pe pod când încă nu... Drept să spun... Nu știu cum să-ți răspund, mi-e teamă. Uite, știi? Astăzi am fost fericit. Am fost afară din oraș și... Nu mi s-a întâmplat niciodată să trăiesc clipe atât de fericite. Mă întorceam spre casă. Mergeam, cântam. Iar dumneata... Eu? Da, dumneata... Mă rog, mi s-a părut. Poate că greșesc, dar... Nu, sigur greșesc. Te rog să mă ierți dacă răscolesc. Știi, mie mi s-a părut că dumneata plângeai. A, da. Și eu nu puteam îndura asta. Nu puteam îndura, mi se sfâșia inima. Dar văzându-te, nu mi era îngăduit să fiu copleșit de mâhnire? Să fi săvârșit oare un păcat atât de mare, numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a îndemnat să vin lângă dumneata? Treci cu vederea că am spus compătimire. Ei da, într-un cuvânt, te-am șicnit oare lăsându-mă pradă dorinții de a mă apropia de durerea dumitale? Gata. Ajunge, nu continua. Sunt singura vinovată că am deschis discuția. Dar mă bucur în ceea ce te privește că n-ai fost pentru mine o decepție. Ei, da, iată că am ajuns acasă. Da? Da, trebuie să o apuc pe ulicioara asta. Mai am doi pași. Adio. Adio și îți mulțumesc. Dar cum așa? E posibil să nu ne mai vedem niciodată? E cu putință? Vezi, la început spuneai că te-ai fi mulțumit numai cu două vorbe. Iar acum, de altfel, cine știe, poate că ne vom mai întâlni. Mâine voi veni aici negreșit. Voi veni negreșit, iartă-mă că îți cer. Da, ești nerăbdător, aproape că pretinzi. Ascultă-mă, rogu-te, ascultă-mă. Poate că îți voi spune ceva nela locului, deși n-aș dori eu. Dar, știi, nu pot să nu vin mâine aici. Eu sunt un visător. Trăiesc atât de puțin în realitate. Și atât de rar clipe ca acestea. Îți voi purta chipul în visările mele toată noaptea. O săptămână întreagă, un an întreg.
De aceea spun că voi veni mâine aici negreșit, chiar în acest loc și la aceeași oră, fericit să-mi reamintesc clipele de acum. Uite, locul acesta și început să-mi devină drag. Mai știi? Poate că și dumneata, cu puțin timp în urmă, plângeai tot din pricina unei amintiri. Te rog, te rog să nu mi-ai nume de rău. Dar poate că aici, în acest loc chiar, ai fost cândva foarte, foarte fericită. Bine. Bine, se prea poate să vin și mâine aici, tot la ora 10. Văd că nu am cum să te împiedic. Vezi, dumneata, eu mâine trebuie să fiu neapărat aici. Dar nu cumva să-ți închipui că-ți fixez o întâlnire. Nu, trebuie să fiu aici pentru mine. Sigur, nu o să se întâmple nimic dacă vii și dumneata. Și chiar aș dori să-ți spun ceva, dar cu o singură condiție. Primesc. Spune, te rog, sunt gata să fac orice-mi ceri. Spune-mi totul, poți conta pe mine, voi fi ascultător, respectuos, mă cunoști, da? Tocmai pentru că te cunosc, te și invit mâine. Te cunosc deja perfect. Dar nu uita, vii cu o singură condiție, da, și să fim înțeleși. Vei respecta întocmai rugămintea mea. Da. După cum vezi, eu îți vorbesc deschis. Să nu te îndrăgostești de mine. Pentru că așa ceva nu se poate, crede-mă. Să fim prieteni, asta da, cu cea mai mare bucurie, uite mâna mea. Dar să nu te îndrăgostești, te rog. Asta nu se poate. Ți-o jur. Lasă jurămintele, știu eu, ești în stare să te aprinzi ca un explozibil. Nu mi-o lua nume de rău că-ți vorbesc astfel. Dar dacă ai ști... Nici eu n-am pe nimeni cu care să pot schimba câteva cuvinte sau de la care să pot cere un sfat. Sigur, nu pe stradă îți cauți sfătuitori, însă... Dumneata, ești o excepție. Uite, te cunosc atât de bine, de parcă am fi prieteni de 20 de ani. Nu e așa că nu o să mă trădezi? Nu, niciodată, să te convingi. Nu știu însă dacă nu mor până mâine de emoția așteptării. Încearcă să dormi adânc. Da. Haide, noapte bună. Și ține minte că și eu am dat dovadă de încredere în dumneata. A exclamat adineaori atât de frumos. Să fi săvârșit oare într-adevăr un păcat atât de mare numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a îndemnat să vin lângă dumneata? Ai spus-o cu atâta sinceritate încât mi-ai sugerat ideea că aș putea să mă destăinui dumneitale. Dar cum? În ce fel? Na, pe mâine. Pe mâine. Să rămână deocamdată o taină. Asta e oarecum un avantajul dumneitale. Măcar pe departe ar aduce cu un roman, nu? Da. Poate îți spun chiar mâine taina mea. Deși e tot atât de posibil să nu ți-o spun. Va trebui să mai stăm de vorbă. Să ne cunoaștem mai bine. În ce mă privește, o să-ți povestesc chiar mâine totul despre mine. Totul. Dar ce minune se petrece cu mine. Pe ce lume mă aflu? Te rog, te implor, mai spune-mi o dată. E chiar adevărat că nu ești nemulțumită, că, spre deosebire de cum ar fi făcut oricare alta, nu te-ai supărat pe mine și nu m-ai îndepărtat de la bun început? Uite numai câteva clipe și m-ai făcut fericit pentru totdeauna. Fericit? Da, fericit. Cine știe? Poate m-ai împăcat cu mine însumi. Poate mi-ai spulberat îndoielile. Că am uneori niște momente. E bine, mâine îți povestesc totul. Vei afla totul. Bine, atunci ne-am înțeles, da? Încep dumneata. Abia aștept. La revedere. Oh, ce noapte. Visez. Nu mă pot întoarce acasă. Nu pot. Atâta fericire, atâta... Mâine seară. Thank you.
ajuns teafă. Sunt aici de 2 ore. Nici nu-ți închipui ce a fost cu mine toată ziua. Nu, știu, știu, mi-închip. Nu, nu. Ba da, dar să ne întoarcem la ale noastre. Da. Uite, vrei să-ți spun de ce am venit? Da. Doar nu ca să flecărim ca ieri, nu? De acum trebuie să fim mai înțelepți. Aseară m-am gândit mult la toate astea. Dar în ce fel crezi că am putea fi mai înțelepți? În ce mă privește, eu sunt gata să fac tot ce-mi ceri. Crede-mă însă, în viața mea nu am simțit mai înțelept ca acum. Adevărat? Da. Uite, mai întâi, te rog să nu-mi strângi așa de tare mâinile. Iartă-mă, iartă-mă. În al doilea rând, îți mărturisesc sincer că toată ziua m-am gândit numai la dumneata. Și la ce concluzie ai ajuns? La concluzia că totul trebuie luat de la capăt. Pentru că, meditând bine după despărțirea noastră de aseară, mi-am dat seama că nu te cunosc încă. Ba chiar nu te cunosc deloc. Și că m-am purtat ieri ca un copil. Nu, nu. De aceea, ca să-mi îndrept oarecum greșeala, am hotărât să aflu cât mai amănunțit totul despre dumneata. Și cum n-am de la cine culege amănunte, nu-mi rămâne decât să te rog să-mi istorisești singur, dar fără să-ți scape nimic, 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 nimic. Ei, hai, spune-mi. Spune-mi ce fel de om ești. Spune-mi povestea vieții dumitale. Povestea vieții mele? Da. Dar cine ți-a spus că viața mea ar avea o poveste? Eu n-am nicio istorie. Bine, dar atunci cum ai putut să trăiești dacă n-ai și dumneata o istorie a dumitale? Uite așa. Absolut fără niciun fel de istorie. Am trăit, adică așa, de unul singur, absolut singur, singur cuc. Înțelegi cum vine asta să trăiești singur? Cum așa singur? Fără să vezi chip de om absolut pe nimeni? Niciodată? Nu, de văzut văd eu. Dar cu toate astea sunt un însingurat. Cum? Dumneata nu stai de vorbă niciodată cu nimeni? Într-un fel aș putea spune cu nimeni. Dar ce fel de făptură ești? Lămurește-mă, te rog. Da, ia stai. Stai, mi se pare că încep să înțeleg. Cred că ai ca și mine o bunică. A mea e oarbă. Și de când mă știu, nu mă lasă să ies nicăieri, încât aproape că am uitat să vorbesc. Iar când, cu vreo 2 ani în urmă, am făcut o ștrengărie, văzând că nu mă poate ține în frâu, m-a chemat lângă ea și mi-a prins cu un bolt rochea de ei. Așa că de atunci stăm astfel agățate una de alta, ore întregi. Bunica, deși e oarbă, împletește la ciorap, iar eu, așezată lângă dânsa, ori cos ceva, ori îi citesc, ori... Ți se va părea foarte ciudat, poate, dar uite așa îmi petrec viața de 2 ani încoace, agățată de poala bunicii. Nu, ce nenorocire, eu n-am o astfel de bunică. Păi, dacă nu ai o bunică, cum de poți sta tot timpul acasă? Deci, vrei să știi cu tot din adinsul ce fel de om sunt eu? Exact, asta vreau să știu. În sensul cel mai strict al cuvântului. În sensul cel mai strict al cuvântului. Bine, fie. Dacă e pe așa, poftim. Eu sunt un tip. Cum adică un tip? Un tip? Ce fel de tip? Tu știi că ai haz. M-am uz grozav. Haide, hai să ne așezăm pe banca asta. Da. Haide. Haide, începe odată să-mi spui povestea dumitale. Pentru că n-ai să mă convingi niciodată că viața dumitale nu are o istorie. Nu știu de ce vrei să-mi o tăinuiești, dar, în primul rând, ceea ce e un tip. Un tip? Un tip înseamnă... Ce? Așa, cum se spune, un ins original. Mă rog, un om cam ridicol. Cum se spune, o fire de o anumită structură. Spune-mi, tu știi ce este un visător? Oh, un visător? Da. E asta, cum să nu știu? Când eu însă sunt o visătoare, uneori stând lângă bunica, câte și mai câte nu-mi vin în minte, deși mir de unde. Și pe nesimțită mă las furată de gânduri, încep să visez și să plutesc așa pe aripile închipuirii. Ajung uneori să visez că m-am mărit cu un prinț. Da, câteodată e și bine să visezi. Deși, poate că greșesc, cine știe. Mai ales când ai și fără asta la ce să te gândești. Admirabil.
De vreme ce erai pe punctul de a te mărita cu un prinț, sunt sigur că mă vei înțelege perfect. Bun, așadar încep. Da, ascultă, nici nu-ți cunosc încă numele. Cum te cheamă? În sfârșit, bine că ți-ai adus aminte. Nici prin gând nu mi-a trecut, mă simțeam bine și așa. Mă cheamă Nastenka. Nastenka și atât? Atât. A, ți se pare puțin, om nesățios ce ești. Mi se pare puțin, nu, din potrivă, mult, 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 foarte mult. Nastenka. Nastenka. Nastenka, suflet fermecător de bun ce ești. De la bun început, tu ești pentru mine doar Nastenka. Bineînțeles. Așadar... Așadar, ascultă, Nastenka. Ascultă ce poveste caragheasă vreau să spun. Există, Nastenka, poate n-ai știut până acum, ei bine, există în Petersburg niște fundături destul de stranii. Pe acolo mustește parcă o altă viață, cu totul diferită de cea care clocotește în jurul nostru. O viață cum ar putea fi numai undeva, într-o țară neștiută, de peste mări și țări. Și nu la noi, nu în vremea noastră atât de cumpănită, mult prea serioasă și... mult, 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 mult prea serioasă și cumpănită. E bine, viața aceasta e un amestec de ceva pur fantastic. Ceva înflăcărat și ideal. Oh, dar totodată, Nastenka, de ceva foarte, foarte prozaic, plat și banal, ca să nu spun de-a dreptul trivial. Doamne, ce introducere! Îmi închipui ce-mi va fi dat să aud aici încolo. Ai să auzi, dragă Nastenka, ai să auzi. Cred că nu voi obosi niciodată să spun Nastenka. Nastenka. Ai să auzi. Ai să auzi că îi se afli că în acele unghiere își duc existența niște oameni ciudați, visători. Visătorul, dacă e să găsim o definiție mai cuprinzătoare, nu este propriu zis om. Cum să spun eu? Este așa, un fel de ființă hibridă. Există așadar o oră din zi, buna mea prietenă Nastenka, există o oră care mă încântă cel mai mult. La ora asta și eroul nostru, care ca și mulți alții avusese până atunci o ocupație, mă rog, în sfârșit o slujbă oarecare, pășește în urma altora pe stradă. Pe fața lui, palidă, puțin obosită, rătăcesc licăririle unei desfătări ciudate. Privește emoționat vâlvoarea crepusculară care se stinge lent pe cerul rece al Petersburgului. Și încet, încet, începe să se simtă bogat. Bogat. Și cu întreg acest tezaur, visătorul nostru a pătruns în viziunea sa tihnită, s-a așezat la masă, a prânzit și nu s-a trezit din reverie decât după ce veșnic posaca Matriona, care îl servea, strânsese totul de pe masă și întinsese pipa. Doamne, ce frumos! Toate astea îndeamnă la visare. Da, da, da. Și el simte cum o senzație vagă îi strânge și face să îi palpite inima. Ceva ispititor, ca o dorință, îi răvășește și îi tulbură închipuirea. În odăița lui domnește liniștea, singurătatea. Și o lene desmierdătoare îi încântă imaginația. Pașii închipuirii taie încetul cu încetul drum prin neliniștea lui. Fantezia devine avidă, căutătoare. În gândurile lui apare o lume nouă și o altă viață încărcată de farmec. Îi impresoară inima cu planuri din ce în ce mai strălucitoare. Un vis, o fericire. O nouă doză de rafinată și voluptoasă otravă. Ce mai pasă lui de viața reală, de viața noastră? În el se înfiripă atât de lesne, atât de firesc, lumea de bazm, lumea fanteziei. Parcă nici n-ar fi vorba de năluciri. Și zău, uneori e gata să creadă că viața aceasta de fantome există aievea, că e adevărată, e vie.
Să fie adevărat că toată viața ți-ai trăit-o așa cum ai povestit. Toată viața, Nastenka, toată viața. Și am impresia că așa o voi și sfârși. Nu, asta nu se poate. Așa ceva nu se va întâmpla. Alminteri ar însemna că și eu să-mi petrec restul vieții prinsă de poala bunicii. O, dar știi că nu e deloc bine să trăiești așa. Știu, Nastenka, știu. Ba mai mult decât atât. Știu mai mult. Știu că mi-am pierdut zadarnic cei mai frumoși ani. Știu asta și sufăr și mai dureros pentru că mi-o spui și mi-o dovedești. Uite acum, când stau aici lângă dumneata și-ți vorbesc, mă cuprinde și groaza la gândul viitorului. Pentru că în viitor mă așteaptă din nou singurătatea și aceeași viață mucegăită, inutilă. La ce am să mai pot visa de azi înainte după ce în realitate, lângă dumneata, am cunoscut clipe atât de fericite. Și că acum pot spune că am trăit măcar două serii în viața mea, așa cum mi le-am închipuit doar în vis. Nu. Nu se poate repeta ceea ce a fost până acum. Nu ne vom despărți chiar așa. Ce vorbă e asta, două serii? Nastenka, dacă ai ști pentru câtă vreme m-ai împăcat cu mine însumi. Tu înțelegi? De azi înainte mi se pare posibil să nu mai tortureze ideea că am făcut din viața mea o crimă și un păcat. Căci ce altceva înseamnă o astfel de viață decât o crimă și un păcat? Mă simt uneori cuprins de o tristețe, de o melancolie atât de sfâșietoare. În acele momente încep să cred că nu voi mai fi în stare să trăiesc o viață adevărată, că am pierdut de mult orice măsură, orice senzație a concretului, că nu mai am simțul realității. Încetul cu încetul însă simt cum nesecata în fantezie, aflată într-o veșnică încordare, începe să se mistuie. Dar pe de altă parte sufletul cere și vrea mereu altceva. Și în zadar mai scurmă visătorul ca în cenușe în vechile lui visuri să atâțe iarăși focul la care să-și încălzească inima răcită și acolo, în adâncurile inimii, să învie iarăși tot ce-i fusese atât de drag mai înainte, tot ce-i înduioșa sufletul, îi înfierbânta sângele, îi smulgea lacrimi din ochi și l-amăgea cu atâta plenitudine. Știu oare Nastenka până unde am ajuns? Știi că mă aflu în situația de a sărbători aniversarea tuturor trăirilor mele imaginare, a ceea ce mi-a fost cândva atât de drag, dar n-a existat de fapt niciodată. Cât de copleșitoare e durerea de a rămâne singur, fără să ai ce regreta măcar, pentru că tot ce ai pierdut n-a însemnat nimic, nimic decât un zero stupid și gol, un vis. Destul nu mai mi-a răscolit sufletul. De acum încolo vom fi mereu împreună. Orice s-ar întâmpla cu mine de azi înainte, nu ne vom mai despărți niciodată. Ascultă, eu sunt o fată simplă. Am învățat destul de puțin, deși bunica îmi luase profesor. Dar deși sunt simplă, te înțeleg. Crede-mă, înțeleg tot ce mi-ai povestit, pentru că și eu am trăit cam la fel. Sigur, n-aș fi în stare să o spun cu vorbe atât de alese, dar sunt foarte bucuroasă că ți-ai deschis în fața mea sufletul. Da, acum te cunosc pe deplin. Și știi ce? Vreau să-ți istorisesc și eu povestea mea, fără să-ți ascund nimic, fără nicio scăpare. Și după aceea îți voi cere un sfat. Un sfat? Nu e așa, când vei da un sfat, promite-mi. Nastenka, deși n-am fost vreodată sfătuitorul cuiva și cu atât mai puțin un povățuitor iscusit, îmi dau seama că dacă de azi înainte vom rămâne prieteni pentru totdeauna, ceea ce ar fi într-adevăr un lucru nespus de înțelept, da. Pe viitor ne vom putea da cu siguranță unul altuia nenumărate sfaturi înțelepte. Așadar, încântătoare, Nastenka, spune-mi de ce fel de povață ai nevoie. Da, spune-mi deschis, direct. Mă simt acum atât de vesel, atât de fericit, de curajos, de ager la minte, încât nu cred să-mi lipsească cuvintele. Nu. Sfatul de care am nevoie trebuie să fie nu numai un sfat ager, ci și cald, frățesc, așa cum mi l-ai fi dat dacă m-ai fi iubit de o viață întreagă. De acord, Nastenka, de acord. Nici dacă te-aș fi iubit de 20 de ani, sentimentele mele n-ar fi fost mai puternice ca acum. Dă-mi mâna dumitale. E
Așadar, începem povestea mea. De fapt, jumătate din viață mi-o și cunoști. Adică știi că am o bunică bătrână și oarbă. Dacă și cealaltă jumătate e tot atât de scurtă... Taci, taci și ascultă. Să ne înțelegem însă chiar de la început asupra unui lucru. Să nu mă întrerupi, altfel mă încurc. Da. Deci stai cu minte și fii atent la ce-ți spun eu. Sunt cu minte. Așadar, am o bunică bătrână. M-a crescut de când era micuță de tot, pentru că am rămas orfană. Stau agățată de poala ei, de pe la 15 ani, când am făcut o poznă. Și bunica a hotărât că dacă nu-mi bag mințile în cap, o să stau agățată așa toată viața. Ce-i drept, am încercat un șiretlic. Când bunica țipea, agățam de poala ei poala fiolcăi, femeia noastră de servici, și dădeam fuga pe la câte o prietenă. Dar bunica m-a prins. Știi, fiolca noastră e cam fudulă de ureche și n-auzi ce spunea bunica și... Ia te rog să nu faci asta, bunica. Dacă eu râd, apoi râde ridicolul situației. Dar cum să mă stăpânesc dacă bunica e așa cum e? Dar să știi că țin mult la ea. E, da, atunci am pățit-o. Așa că am fost reîntronată în locul meu. Și poftește Nastenca de mai fă vreo mișcare. A, da, am uitat să-ți spun că bunica are o căsuță, toată din lemn și la fel de bătrână ca ea. Iar sus, deasupra noastră, avem un mezanin. E, și iată că într-o zi ni se mută la mezanin un chiriaș nou. Am văzut că ați avut și un chiriaș vechi. Nu am avut, firește, însă unul care știa să tacă, nu ca dumneata. De altfel, vechiul chiriaș abia mai vorbea. Era un bătrânel sfrijit, chior, șchiop, așa că până la urmă n-a mai putut trăi pe lume și s-a prăpădit. Da. Deci după moartea lui a trebuit să căutăm un nou chiriaș. Bruma de chirie pe care o primim la oaltă cu pensia bunicii alcătuiesc aproape întregul nostru venit. Și noul chiriaș s-a brodit parcă într-adins să fie un tânăr care nu era de prin părțile astea, ci aflat la Petersburg doar în trecere. Într-o seară stăteam așa ca de obicei, agățată de poala bunicii. Nastenca, maică, ia spune-mi, cum arată chiriașul nostru? E tânăr? E bătrân? Păi, bunicuțo, nu se poate spune nici că e prea tânăr, nici că e bătrân. Păi, dar la înfățișare, cum ți se pare? E așa chipeș, plăcut? Mi da, e plăcut la înfățișare. Vai, 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 ce năpastă! Îți spun asta, nepoțico, pentru că să nu te uiți prea mult după el. Ce timpuri, Doamne, ce timpuri! Auzi, un om atât de prăpădit vine să închirieze o chițimie ca asta și poftim, mai are și înfățișare plăcută. E, nu ca pe vremuri. Nastenca, Nastenca, maică, ia vezi, parcă bate la ușă cineva. Vezi, vezi cine e. Imediat, bunic, o să-mi desfac boldul. Nu, lasă boldul acolo. Lasă-l. Cine e? Intră! Bună seara! Bună seara! E chiriașul nostru, bunico. Bună seara! Bună seara, bună seara! Nastenca, nu te mai foi atâta! Ce vânt te aduce pe la noi, tinere? Poate nu ești mulțumit de cămăruță? Nu. Mă simt foarte bine. Mulțumesc. Venisem să vă aduc niște cărți. Cărți? Da, am multe cărți franțuzești foarte bune. Poate vreți să vi le citească Nastenca, da. Să vă mai treacă de urât. Și apoi voiam să mai discutăm despre tapetatul camerei. Cărți? Dar ce fel de cărți? Bine, îți mulțumim. Văd că ești un tânăr atent. Dar când despre tapetat... Nastenca, maică, ia du-te tu fuga până în dormitor la mine, da. Și adă-mi abacul să facem niște socoteli. Da, imediat, vin într-o clipă. Ce este? Ce s-a întâmplat, fetițo? Dar de ce mă smucești în halul ăsta? Boltu, eu... Vă rog să mă iertați. Lăsați, nu-i nicio grabă. O să mai trec zilele astea. Să vă mai aduc niște cărți,
Sau poate o să vi le trimit prin Fiolca. Lăsați, lăsați, nu vă deranjați. Nu-i nicio grabă. Bine, bine. Bună seara. Bună seara. Dar ce-i nastâncă, scumpa mea? Ce te-a podit de plânsul așa deodată? Și de ce a plecat chiriașul nostru așa grăbit? Eu, bunico, m-am făcut de râs. Am vrut să dau fuga după abac, dar Boldu, am uitat să-l desfac. Dar și chiriașul a văzut. Și acum o să râdă de mine că stau așa agățată de boala ta. Asta e rău. Lasă, drăguța mea. Nu-i nimic rău în asta. Hai, liniștește-te. Ia vezi mai bine ce cărți a adus acolo. Dacă îți da alea imorale, ți-ai interzis cu desăvârșire să le citești. Cine știe ce năzbâtii poți deprinde din ele? Ce năzbâtii să deprind, bunico? Ce poate să scrie acolo? În unele cărți se descrie cum anumiți tineri ademenesc fete bine crescute, cum făgăduindu-le că se vor căsători cu ele, le răpesc din casa părintească, apoi le părăsesc în voia soartei, bietele fete, iar ele se pierd în chipul cel mai jalnic. Eu am răsfoit multe asemenea cărți în care totul e descris atât de frumos încât poți pierde nopți întregi citindu-le pe furiș. Așa că tu, Nastenca, bagă de seamă să nu pui mâna pe așa ceva. Ce fel de cărți sunt acelea pe care le-a trimis? Numai romane de Walter Scott, bunico. Romane de Walter Scott? Da. Fii atentă să nu cumva să umbli cu șireclicuri. Ia uită-te să nu-ți fi strecurat pe undeva vreun bilețel de dragoste. Nu, bunico, nici pomenală de vreun bilețel. Da, așa, nu? Caută și sub scoarță. Potlogarii ăștia le vâră uneori sub scoarță. Lasă că știu eu. Nu, bunico, nici sub scoarță nu e nimic. Precis? Precis. Bine, precis. Bine, dacă e așa. E, hai, acum citește-mi. Uite, asta se numește Quentin Durward. Deci, așa. Citește. Într-o fermecă. Ce bunica? Mulțumesc. Cum stă cu sănătatea? Mulțumim bine. Ați citit cărțile pe care vi le-am trimis? Oh, da. Și dumitale, care ți-a plăcut mai mult? Ivanhoe și scrierile lui Pushkin. Spune-mi, nu te plictisești să stai tot timpul lângă bunica dumitale? Știți, eu am... Bună ziua! Nu, stai. Stai, nu fugi. Așteaptă puțin. Ascultă-mă. Ești o fată tare bună. Iartă-mă că-ți vorbesc astfel, dar o fac, crede-mă, numai pentru că-ți doresc binele mai mult chiar decât bunica dumitale, cu mai multă chipzuință. Nu ai nicio prietenă la care să te duci din când în când să o mai vizitezi? N-am nicio prietenă. Adică am avut o prietenă pe Mașenca, dar ea a plecat la Pskov. Ascultă, n-ai vrea să mergi cu mine la teatru? La teatru? Dar ce o să-i spun bunicuței? Fă-o așa, pe ascuns. Pe ascuns? Nu, nici vorbă. Dar nu vreau să o mint. La revedere. Nu, stai. Stai, nu fugi. O clipă doar. Uite, dacă vrei, îi spun eu. Dumneata, de cum i-ai putea spune una ca asta? Așa simplu. Hai să vezi. Trec pe la voi după prânz. Și-a trecut. A luat loc pe un scaun, a vorbit îndelung cu bunica, de una, de alta, apoi deodată a schimbat vorba.
Pentru astăzi am luat o lojă la operă. Se joacă Bărbierul din Sevilla. Ah. Trebuia să merg cu niște prieteni, dar ei au renunțat și am rămas cu biletele. Bărbierul din Sevilla. O fi același bărbier care se juca pe vremea mea? Oh, sigur, sigur, e același bărbier. Da? Băi, cunosc bine opera aceasta, cum să n-o cunosc? Chiar eu am interpretat pe vremuri rolul Rozinei într-un spectacol jucat în familie. Oh, minunat, minunat. În cazul acesta, n-ați vrea să mergem diseară împreună? Împreună? Ar fi păcat să rămână locurile goale. Păi dacă e așa, o să mergem. De ce n-am merge? Mai ales că Nastenca mea n-a fost niciodată la teatru. Nu-ți pot spune ce impresie mi-a produs Bărbierul din Sevilla. Mai ales că toată seara chiriașul nostru m-a urmărit cu o privire atât de caldă, mi-a vorbit atât de frumos. M-am culcat beată de fericire. Toată noaptea n-am visat decât Bărbierul din Sevilla. De ce te-ai oprit? De ce te-ai întristat? Ce s-a întâmplat mai departe de ai lacrimi în ochi? Nastenca, Nastenca. Știi? Știi, am mai fost odată sau de două ori la teatru. Dar pe el, pe chiriaș, îl vedeam tot mai rar. Și nu știu cum, dar am înțeles că făcea toate astea numai și numai din milă. Știindu-mă ținută prea sever de bunica, dar nimic, nimic mai mult, nimic. Iar eu, în vremea asta, simțeam petrecându-se în mine o schimbare, nu mai aflam locul, nu mai citeam, nu mai lucram, mă podideau din senin lacrimile. Stagiunea de operă se încheiase, iar el, chiriașul, a încetat să ne mai calce pragul. Ce poveste tristă, scumpă Nastenca. N-am sfârșit-o încă. Exact cu un an în urmă, prin mai, da, chiriașul a venit la noi și ne-a spus că și-a terminat treburile la Petersburg și pleacă iarăși pentru un an la Moscova. O, ticălosul, cum a putut? Taci, cum a putut? Taci, te rog, taci. Abia acum vine lucrul cel mai cumplit pe care l-am făcut. Tu? Tu nu poți face un lucru cumplit, nu este încălă. Ba da. Iată că l-am făcut. Seara, da, în aceeași seară, mi-am adunat rochile și rufăria într-o boccea. Și mai mult moarte decât vie, i-am bătut la ușă. O, judecata mi se tulburase. Inima îmi zâcnea cu atâta putere că simțeam dureri până în creștetul capului. Și mi-era rușine, Doamne, ce rușine! Intră! Nastenca! Tu! Eu! Nastenca! Stai jos! Îți aduc imediat un pahar cu apă. Eu! Poftim! Mulțumesc! Plec cu tine la Moscova!
Nastenka. Da. Nastenka. Nastenka, ascultă-mă. Și încearcă să înțelegi. E ceva care depășește puterile mele. Sunt un om sărac. Deocamdată nu am nimic, nici măcar o slujbă ca lumea. Cum ne-am putea descurca amândoi dacă te-aș lua acum în căsătorie? Dar eu nu pot trăi lângă bunica. Am să o părăsesc. Nu vreau să stau agățată toată viața cu boltul de poala ei. Și am să plec cu tine la Moscova, indiferent dacă vrei sau nu, pentru că nu mai pot trăi fără tine. Eu... Nu mă alunga. Nastenka, buna și draga mea Nastenka, nu plânge, te rog. Te rog, nu mai plânge. Uite, dă-mă. Așa. Acum ascultă-mă. Îți jur că dacă voi fi vreodată în măsura să mă căsătoresc, atunci negreșit la tine îmi voi căuta fericirea. Nastenka, fii încredințată că ești singura făptură care m-ar face fericit. Uite, plec la Moscova și voi rămâne acolo un an. Atât. Nici o zi mai mult. Sper să-mi pun la punct treburile. Dacă la reîntoarcerea mea vei mai ține la mine, îți jur că vom fi fericiți. Acum însă, acum e imposibil. Nu pot și nu am dreptul nici măcar să-ți promit ceva. Iar dacă visul acesta, repet, nici peste un an nu se va înfăptui, el va deveni totuși cândva realitate. Cu siguranță așa va fi. Asta numai dacă nu o să preferi între timp pe altcineva în locul meu. Căci a te împiedica prin vreun legământ oarecare nu pot face. Și nici n-aș îndrăzni. Nastenka, nu plânge. Ai încredere. Un an. Doar un an. Peste un an, Nastenka. Doar... Doar un an, peste un an, Nastenka. Doar un an. Asta mi-a spus. Și a doua zi a plecat. Și cu asta, aproape că s-a terminat povestea vieții mele. S-a scurs un an, chiriașul nostru s-a întors. Sunt 3 zile de când se află în oraș și... Și ce se întâmplă? Și nici până acum n-a venit să dea ochii cu mine. Niciun semn de viață. Nu. Înțelegi? Niciun semn. Nu se poate. Nu se poate. Nastenka, nu mai plânge, Nastenka. De unde poți să știi? Poate că nici n-a sosit încă. Ba da, a sosit. A sosit, știu foarte bine că e aici. Ne-am înțeles încă de atunci, din seara aceea, în ajunul plecării. După ce ne-am spus atâtea și atâtea și atâtea și după ce ne-am înțeles cum o să fie, am ieșit amândoi să ne plimbăm pe aici, chiar pe cheiul acesta. Era poate ora 10, da. Și am stat pe banca aceasta. M-am credințat că de cum va sosi la Petersburg, va veni pe la noi. Și dacă nu voi fi renunțat până atunci la el, îi vom spune totul bunicii. Acum e la Petersburg, știu... Știu bine asta și încă n-a venit să mă vadă. Da, încă n-a venit. Și nu te pot ajuta cu nimic în nenorocirea asta? Nastenka. Nastenka, n-aș putea să caut măcar eu să-l întâlnesc? Crezi? Crezi că ar fi posibil? Știu și eu. Cred că nu. Nu, stai. Am putea face altfel. Da. Scrie o scrisoare. A, nu. Nu, nici asta nu se poate. De ce nu se poate? Nu se poate. De ce să nu se poate? Știi însă, Nastenka, știi cum trebuie să fie scrisoarea? Fiindcă există scrisori și scrisori. Stai. Stai. Am găsit. Ai încredere în mine, Nastenka. Eu atâta îți cer, să te bizui pe mine. Totul se poate aranja. Nu se poate. Ba da. Nu ar reuși totuși că... Că mă țin scai de el. Buna mea, Nastenka, nici vorbă de așa ceva. De vreme ce ți-a făgăduit, înseamnă că ai tot dreptul la o explicație. De altfel, se vede că e un om delicat și... Da. A făcut foarte bine ceea ce a făcut. Da. Pentru că, în definitiv, nu trebuie să uităm felul cum a procedat. În ce-l privește, a făcut un legământ. Dacă va fi să se căsătorească, apoi numai cu dumneata se va căsători. Lăsându-ți, în schimb, în ceea ce te privește, de plină libertate de alegere sau de renunțare la el. De aceea poți fără nicio ezitare,
face acest prim pas. Ești în dreptul dumitale, ai față de el privilegiul inițiativei, să zicem, dacă ai vrea de pildă să-l dezlegi de cuvântul dar, tău. Și... dar dacă ar fi să-i scrii dumneata, cum i-ai scrie? Ce anume? E, scrisoarea aceea. Ah, scrisoarea. Da. Ah, scrisoarea, și uitasem. Eu i-a scrie așa. Stimate domn. Oh, trebuie neapărat început așa cu stimate domn. Da, 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 neapărat, neapărat. Deși ai dreptate, în cazul acesta cred că s-ar putea... Lasă asta și mai departe. Mai departe? Da. A, da, mai departe. Stimate domn. Da. Stimate domn. Iertați-mă că... Nu, nu. Nu e nevoie de niciun fel de scuze. La faptul în sine justifică totul. Trebuie scris pur și simplu. Îți scriu. Da. Iartă-mi nerăbdarea, dar un an întreg m-a încântat speranța. Sunt eu oare vinovată că nu pot suporta acum nici măcar o zi de îndoială? De când te-ai întors? Poate că intențiile dumitale sunt altele. În cazul acesta, scrisoarea mea te va scuti de presupunerea că mă plâng sau că te-aș învinovăți. Nu-ți găsesc nicio vină, că n-am vreo putere asupra inimii dumitale. Poate că așa mi-a fost destinul. Ai un suflet nobil și cred că nu vei zâmbi și nu te vei înciuda primind nerăbdătoarele mele rânduri. Nu uita că le scrie o biată fată care nu are pe nimeni să-i dea o povață ori să o îndrume și care niciodată nu a știut să-și stăpânească inima. Dar te rog să mă ierți că am lăsat să mi se strecoare în suflet chiar și pentru o clipă. Dumneata, n-ai fi capabil să o jignești nici măcar cu gândul pe cea care te-a iubit atât și te mai iubește încă. Ce spui, e bine așa? Da. Da, e minunat. Întocmai cum mă gândisem și eu. Dumneata, mi-ai limpezit îndoielile. Îți mulțumesc din suflet. Agna, stânca, știi, unor le mulțumim, unora că-și trăiesc zilele la oaltă cu noi. Eu, uite, binecuvântez întâmplarea că te-am întâlnit, pentru că astfel întreaga viață îmi voi aduce aminte de dumneata. E gata, destul. Vreau să-ți mai destăinuiesc ceva. Da. La despărțire ne-am înțeles că, de îndată ce se va întoarce, să-mi dea de știre printr-o scrisoare trimisă pe adresa unor cunoscuți, niște oameni tare, cum se cade. Iar dacă nu o să-mi poată scrie, atunci va veni chiar în ziua sosirii, la orele 10 seara, aici unde ne-am întâlnit noi. Despre sosirea lui am aflat, dar iată că au trecut 3 zile și nicio scrisoare n-am primit. Nici el n-a apărut. Dimineața mi-e imposibil să plec de lângă bunica, de aceea am să te rog pe dumneata să predai personal scrisoarea mea celor oameni cum se cade, despre care ți-am vorbit. Da. Ei o vor transmite, iar eventualul răspuns mi-l vei aduce mâine aici, tot la ora 10. Da, scrisoarea. Mai întâi trebuie ticuită scrisoarea, nu? Altfel... totul trebuie amânat pentru poimine. A, scrisoarea, sigur că da. Poftim. Uite, poftim, scrisoarea. Mulțumesc. Acum te las cu bine. Bine. Ți-am dat scrisoarea. Poftim și adresa unde trebuie dusă. Da. La revedere. Da. La revedere. Pe mâine. Pe mâine. Nastinca, ai și venit? Te aștept de o oră. Știi de ce sunt atât de veselă astăzi? Știi de ce te privesc cu atâta plăcere? De ce te iubesc atât de mult? De ce? Te iubesc pentru că nu te-ai îndrăgostit de mine. Altul în locul dumneitale ar fi încercat să miorle, să-mi facă ochi dulci, să ofteze, să sufere, într-un cuvânt să mă plictisească făcându-mi curte cu declarații și suspine. Pe câtă vreme dumneata ești atât de drăguț. Eu, sigur. Doamne, ce prieten minunat ești. Ce m-aș fi făcut dacă nu erai acum aici lângă mine? Și cu cât dezinteres m-ai ajutat. E ceva atât de frumos în dragostea pe care mi-o porți. După ce m-am mărit,
O să fim cei mai buni prieteni, bine? Dar ce zic eu, prieteni, o să fim ca frații. Și o să te iubesc aproape tot atât de mult ca pe el. Nastenka, ce e? Ce s-a întâmplat? Uite, simt că ți-e frică de ceva. Crezi poate că nu o să vină? Doamne ferește! Dacă n-aș fi atât de fericită, poate că neîncrederea și mustrările dumitale m-ar fi făcut să plâng. Deși trebuie să-ți mărturisesc că mi-ai sugerat o idee care îmi va da serios de gândit. Dar voi reflecta la asta mai târziu. Deocamdată vreau să-ți spun deschis că n-ai greșit în temerile de adinauri. Într-adevăr, parcă nu-mi mai aparțin. Port în mine un fel de așteptare și percep totul, nu știu cum, superficial, așa din zbor. Dar să lăsăm la o parte sentimentele. Oh, să nu mai vorbim despre ele, nu, nu. Stai, stai. Stai, uite, vine cineva. Doamne, se apropie. Poate... N-a fost el. Și dumneata... Dumneata, de ce te-ai speriat? De ce ai dat drumul mâinii mele? Îl vom întâlni împreună. Să vadă și el cât ne iubim. Cât ne iubim? Da. Nastenka, Nastenka, cât ești de orbită, Nastenka. Dacă ai ști ce a fost cu mine toată ziua. Ce a fost? Ce a fost? Hai, povestește mai repede. De ce ai tăcut până acum? În primul rând, după ce am îndeplinit toate comisioanele pe care mi le-ai dat, după ce am predat scrisoarea, da. După ce am fost, adică, la bunii dumitale prieteni, da. M-am întors acasă și m-am culcat. Cum? Cum, asta e tot? Nu, aproape tot. M-am trezit cu o oră înaintea întâlnirii noastre. Așa. Ca și cum n-aș fi dormit deloc. Pur și simplu nu știu ce a fost cu mine. Parcă timpul se oprise cu desăvârșire pentru mine și doar o singură senzație, un singur sentiment urma să rămână în mine din acel timp, pentru totdeauna. De parcă o singură clipă urma să dăine o veșnicie. De-ai fi zis că însuși cursul vieții se oprise pentru mine. M-am trezit cu senzația tulbure că... O melodie dulce și răscolitoare, auzită cine știe unde și când, de mult uitată, îmi reînvie în memorie. Era ca și cum melodia asta ar fi vrut, de când mă știu, să evadeze din sufletul meu și numai acum. Acum vine acum. Asta? Cum vine asta? Nu pricep niciun cuvânt. Nastenka. Da. Nastenka, doream să-ți împărtășesc impresia asta stranie. O, te rog, nu trebuie. Dacă vrei să știi, mi-e cam necaz că nu te-ai îndrăgostit de mine. Ce ție și cu firea omului? Totuși, zău s-ar cuveni să-mi apreciez sinceritatea. Îți spun tot. Orice prostie mi-ar trece prin cap. Auzi? Bate orologiul. Se pare că e 11. Da. E 11. Iartă-mă, Nastenka. Iartă-mă, dar știi? Mi se pare chiar ridicolă pretenția noastră. Ori. Dar nici n-avea când să vină. Dumneata, Nastenka, ai zău un fel de a fi care m-a derutat până și pe mine, făcându-mă să-mi pierd noțiunea timpului. Gândește-te numai. Omul abia dacă a putut să primească scrisoarea până acum. Să presupunem totuși că nu poate veni din cine știe ce motiv. Va răspunde, bineînțeles, tot prin scris, iar răspunsul lui va sosi abia mâine și asta cel mai devreme. Uite, mâine, cu noaptea în cap, mă duc să iau scrisoarea și după aceea îți dau de știre. Dar la urma urmei pot să presupui o mulțime de împrejurări. Bunoară n-a fost acasă când a venit scrisoarea. Și mă rog, poate nici n-a citit-o până acum. Bine, dar orice se poate întâmpla. Da. Eu nu m-am gândit la asta. Sigur orice se poate întâmpla, da. Uite ce am să te rog să faci, da. Du-te mâine cât mai devreme acolo, da. Și dacă primești un răspuns, dăm de știre, da. Știi unde locuiesc, nu-i așa? Da. Asta încă doar nu cumva plângi. E, cum se poate? Cum se poate una ca asta? Nastenka, ce copil ești. N-are niciun rost, zău așa. Hai, gata. Uite, eu mă gândesc la dumneata. Cât ești de bun. Aș fi de piatră dacă n-aș simți-o. Știi ce mi-a trecut prin gând? V-am asemuit pe amândoi. De ce nu este el dumneata? Și de ce nu ești dumneata el?
El nu e atât de bun ca dumneata și totuși, totuși o iubesc. Îl iubesc mai mult. De ce taci? Oh, dar sigur, sigur n-ar fi de mirare să nu-l cunosc încă pe deplin. Poate nu-l cunosc chiar deloc, dar știi, întotdeauna parcă m-am temut de el. El era mereu atât de serios, atât de mândru. Îmi dau seama că nu era așa decât în aparență, că în realitate avea poate mai multă duioșie în suflet decât mine, dar știi, nu pot să uit cum m-a privit în seara aceea când m-am dus la el. Îi port nu știu cum un respect prea deosebit. Asta nu vrea să însemne că nu am fi egali? Nu, Nastenka, nu. Asta înseamnă doar că îl iubești mai mult decât orice pe lume. Mai mult chiar decât pe dumneata însăți. Bine, 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 să zicem că e așa. Dar uite la ce m-am gândit eu și nu e vorba anume de el, ci așa în general. Spune-mi, de ce noi, noi toți, nu ne purtăm unii cu alții cum s-ar purta frații între ei? De ce oare până și omul cel mai bun are parcă întotdeauna ceva de ascuns față de celălalt? De parcă tăinuiește ceva? De ce să nu spui dintr-o dată, deschis, fără ocolișuri, tot ce ai pe suflet? Uite, privește în jur. Fiecare pare mai aspru decât este adevărata fire. Ca și cum i-ar fi teamă să nu se umilească dacă și-ar dezvălui adevăratele sentimente. Nastenka, Nastenka, ai pus degetul pe rană. Ceea ce spui are o sumedenie de pricini. Nu, 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 uite, dumneata de pildă nu ești la fel cu alții. Nu știu cum aș putea să-ți arăt tot ce simt, dar mi se pare... Da, da, mi se pare chiar și în clipa asta că jertfești ceva pentru mine. Iartă-mă, iartă-mă, nu găsesc cuvintele potrivite. Am vrut doar să spun că sunt recunoscătoare. Dumneata, îți doresc fericire pentru cât mi-ai fost de sprijin în serile astea. Da. Ah, da. Se vede că azi nu mai vine. E târziu. Va veni mâine. Da, da. Da. Da, acum îmi dau seama că numai mâine poate veni. Prin urmare, la revedere. La revedere. Pe mâine. Să vii negreșit. Da, da. Vreau să te văd. Am să-ți istorisesc tot, tot. Doar de acum încolo, noi doi, noi așa, rămânem pentru totdeauna împreună. Da. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Nastenka, Nastenka. De unde să știi tu cât de singur mă simt eu acum? Cât de mult îl iubești, Nastenka. Dragostea mea. Ești deja aici? Haide, haide, hai, mai iute. Unde e scrisoarea? Scrisoarea? Da. Nu, nu am nicio scrisoare. Cum? Cum el n-a fost încă pe la voi? Nu. Bine, ieri a plouat, nu ne-am întâlnit și eram convins că deja el, că v-ați întâlnit. Nu, să lăsăm în plata Domnului. Hai să lăsăm. Dacă a avut el inima să mă părăsească. Nastenka, Nastenka, nu trebuie să plângi, Nastenka, liniștește-te. Nu mă consola, te rog, nu mă consola. Nu mai vorbi, te rog despre el. Și să nu-mi spui că va veni, că nu m-a părăsit. Ac, dar de ce? De ce a făcut-o? Ce a găsit de neiertat în scrisoarea mea? În acea nenorocită de scrisoare? Câtă neomenie, câtă cruzime! Și nici măcar un rând, un singur rând nu mi-a trimis. Să-mi fi răspuns cel puțin că nu-i pasă de mine, că se leapădă de dragostea mea, că nu are nevoie de ea. Dar așa... Trei zile și nici măcar un rând din partea lui. Cât de ușor e pentru el să umilească, să azvârle în viața unei sărmane fete fără apărare, asemenea jignire. Cât am suferit în aceste trei zile. Și când mi-aduc aminte cum am dus la el singură și nechemată, cum m-am umilit și am plâns cerșindu-i puțină dragoste. Nu, Nastenka. Ascultă, dar e de neconceput, e cu neputință, nu? Nu, sigur, altfel stau lucrurile. Poate ne-am înșelat
Și dumneata și eu. Poate că nici n-a primit până acum scrisoarea, nu? Altfel, cum e posibil? Spune-mi și mie. Cum e posibil să te porți așa de barbar, așa de brutal? Să nu-mi scrie niciun cuvânt. Dar dacă a ajuns ceva la urechile lui, eu fi spus careva cine știe ce paliverne. Dacă m-o fi bârfit, ce-i spune de una ca asta? Nastenca, eu zic să mă duc chiar mâine la el ca din partea dumitale. Da, sigur. Și să-i povestesc totul. Da, și... Și apoi să aflu cum stau lucrurile. Și îi vei trimite prin mine o scrisoare. Așa. Să nu te împotrivești, Nastenca, să nu spun nimic. Nu, am să-l fac să se pătrundă de respect pentru gestul dumitale. O să afle totul. Și dacă... Nu, prietene. Nu stărui zadarnic. Nu mai are rost. Nici un cuvânt mai mult, nici un singur rând de la mine ajunge. Nu-l mai cunosc, nu-l mai iubesc. Trebuie să-l uit. Nastenca, liniștește-te. Uite, hai, stai aici. Stai aici pe bancă. N-am nimic. Sunt foarte liniștită. Așa. Foarte liniștită. Nu te mai frământa atâta pentru mine. Îmi trece. Nu sunt decât lacrimi. Se vor usca. Ce, crezi că o să-mi pun capăt zilelor? Da? Că o să mă înnec? Spune, nu-i așa că dumneata n-ai fi făcut la fel? N-ai fi părăsit-o pe cea care a venit să-ți mărturisească singură dragostea și nu i-ai fi aruncat în față batjocura asta? Ai fi știut să-mi cruți inima ferind-o de suferința umilirii? Nu-i așa? Te-ai fi gândit desigur că sunt singură pe lume, că n-am știut să mă feresc de dragoste și că odată căzută pradă ei, n-am știut cum să-mi o apăr, că de fapt nu am nicio vină, că în sfârșit nu sunt vinovată, că n-am făcut nimic. Nastenca, nu mă chinui. Nu mă chinui, îmi sfârșește inima, Nastenca. Nu pot să mai tac, orice s-ar întâmpla. E timpul să lase să reverse tot ce s-a adunat aici în piept. Nastenca. De ce s-a întâmplat? Nastenca, ascultă-mă, Nastenca. Ascult. Ceea ce vei auzi acum nu-i decât o aberație, ceva irealizabil sau, dacă vrei, o plăzmuire de-a mea prostească. Știu bine că așa ceva nu se poate împlini niciodată, dar tăcerea mă sugrumă. Trebuie să-mi descarc sufletul. În numele suferințelor dumitale de acum, te rog dinainte să mă ierți. Dar ce este? Ce este? Ce se întâmplă cu dumneata? Este o nebunie, dar te iubesc, Nastenca. Poftim, asta se întâmplă cu mine. Iar prin această mărturisire am spus totul. Abia de aici înainte vei vedea dacă mai poți vorbi cu mine așa cum ai făcut-o adinauri, dacă, în sfârșit, mai merită să asculți în continuare ce aș mai avea de spus. Dar bine, de ce atâta zbuciu? Nastenca. Stai. Știam doar de mult că mă iubești, dar mi se părea că mă iubești doar așa. Nastenca. Pur și simplu, într-un fel cu totul obișnuit. Da, dragă Nastenca, da, așa începuse. Oarecum simplu, cum ai spus, da, pe urmă. Uite, acum mă simt cum te-ai simțit dumneata atunci când ai urcat în camera lui cu bocceluța în mână. Ba chiar mai rău, Nastenca, pentru că atunci el nu iubea pe nimeni. Pe câtă vreme dumneata îl iubești pe el? De ce îmi spui toate astea? La urma urmei, nu te înțeleg chiar deloc. Ce rost au toate astea? Adică, nu ce rost au, ci pentru ce dumneata, așa cum... Cum așa deodată? Nu spun prostii. Doar dumneata... Ce să fac, Nastenca? Ce pot să fac? Sunt vinovat, da. Am abuzat de... Nu mint. Nu mi-apasă cugetul nicio vinovăție. Uite, eu simt. Aud ce-mi șoptește inima. Și inima îmi șoptește că am dreptate. Pentru că n-aș putea să te jignesc cu nimic. N-aș putea să-ți fac niciun rău. Ți-am fost prietenă, îți sunt și acum. Da. N-am trădat prin nimic prietenia noastră, dar Nastenca. Da, stai. Nastenca. Stai odată. Stai jos. Nu, Nastenca. Stai jos. Nu mai stau. Acum nu mai pot rămâne aici. Și nici dumneata nu trebuie să mă mai revezi. Câteva cuvinte numai și după aceea plec. Atâta vreau să spun. N-ai fi aflat niciodată că te iubesc. Mormântasem cât mai adânc taina asta și n-ar fi aflat-o nimeni niciodată. Nu te-aș mai fi torturat acum cu egoismul meu. Dar acum n-am mai putut îndura. Chiar dumneata ai adus vorba, ești singura vinovată.
N-am ce să-mi reproșez. Și n-ai dreptul să mă alungi de lângă dumneata. Dar nici n-ai când, dreptul. Nici când. Nici când să te alung. Ce-ți veni? Nu mă alungi. Nu. Nu? Nu. Nu! Și eu... Eu care am vrut să plec singur, să fug. Nu. Voi pleca de bună seamă. Dar nu înainte de a fi destăinuit totul. Pentru că adineaur când vorbeai, stăteam ca pe jeratec. Iar atunci când ai izbucnit în plâns, căinându-ți iubirea ce ți-a fost nesocotită, o, atunci mi-am simțit inima plină de atâta dragoste, atâta dragoste, și m-a cuprins o adâncă amărăciune la gândul că nu-ți pot fi de niciun sprijin cu dragostea mea. Și inima mea, prea plină, n-a mai rezistat. A rupt zăgazurile stăpânirii de sine și am vorbit. Trebuie să vorbesc, Nastenka, da, trebuie. Da, vorbește-mi, vorbește-mi. Simt nevoia să te aud vorbind. Trebuie. Poate o să-ți pară ciudat că-ți cer așa ceva, dar te rog, te rog, continuă. Mai târziu, poate, o să-ți explic totul mai pe îndelete. Da, îți este milă de mine, Nastenka, nu? Nu, ce să ne mai ascundem după de ce? Ți s-a făcut milă de mine, scumpa mea prietenă, ți s-a făcut milă de mine. Dar ce ai pierdut, rămâne bun pierdut. Cuvântul rostit nu-l mai poți întoarce. Nu-i așa? Da. E, acum știi totul. Un singur lucru aș mai vrea să-ți spun. Da. Privindu-ți chipul înlăcrimat, reflectam în sinea mea, îmi spuneam, iartă-mă, îmi spuneam că poate așa, printr-un miracol, cumva, fără să-ți dai seama, așa, ai încetat să-l mai iubești pe el. E bine, în clipele acelea, Nastenka, eram în stare să fac orice numai să mă îndrăgești pe mine. Mai ales când mi-ai spus că nu lipsea decât puțin să mă iubești ca pe el. Ce ar fi fost dacă dumneata mai fi îndrăgit cu adevărat? Sunt desigur un om sărac, cu totul neînsemnat, dar să știi, Nastenka, te-aș fi iubit atât de mult, atât de mult, încât chiar dacă ai fi nutrit aceleași sentimente față de el, dacă ai fi continuat să-l iubești pe omul pe care eu nici măcar nu-l cunosc, n-ai fi simțit nicio clipă că dragostea mea te stingerește în vreun fel. Ai fi auzit, ai fi simțit în fiecare clipă că undeva, aproape, bate o inimă recunoscătoare și devotată, o inimă fierbinte, care pentru dumneata ar fi în stare să... Ah, Nastenka, Nastenka, ce ai făcut din mine? Te rog, te rog, te rog, nu. Mai bine să mergem. Hai, ridică-te, ridică-te să pornim împreună. Liniștește-te. Hai, liniștește-te. Da. Hai să mergem. Poate că am să-ți spun ceva. Da. Pentru că el m-a părăsit. A uitat de mine. Deși eu nu vreau să te amăgesc, îl mai iubesc încă. Aș vrea să-mi răspunzi dacă bună oară te-aș îndrăgi pe dumneata. Adică, pentru că el m-a părăsit. A uitat de mine. Deși eu nu vreau să te amăgesc, îl mai iubesc încă. Aș vrea să-mi răspunzi dacă bună oară te-aș îndrăgi pe dumneata. Adică dacă aș fi... O, dragul meu, prieten, cât de rău îmi pare că te-am jignit atunci când te lăudam că nu te-ai îndrăgostit de mine, fără să-mi dau seama că-ți rănesc sentimentele. Cum a fost posibil să fiu atât de oarbă, să nu-mi dau seama de asta? Cum a fost cu putință să nu prevăd? Cum de-am fost atât de naivă? Dar fie, uite, m-am hotărât. Îți spun acum totul. Tot ce am pe inimă. Știi, Nastenka, eu cred că e mai bine să plec. Să dispar. Și asta cu mândată. De cât se poate de limpede că prezența mea te chinuie. Uite, acum ai mustrări de conștiință că te-ai amuzat pe seama mea. Așa că nu vreau, nu vreau ca pe lângă durerea pe care o încerci să mai adaug și eu. Mă simt vinovat, desigur.
Așadar, adio, Nastenka. Nu mă părăsi. Așteaptă, mai așteaptă puțin, te rog. Să aștept? Cum? Ce să mai aștept? Îl iubesc. Nu pot să neg asta. Dar îmi va trece. Trebuie să treacă. Nu se poate să nu treacă. O simt. Cine știe, poate că nici nu-l mai iubesc. Poate chiar asta se va termina totul. Pentru că simt... Uite, simt că-l urăsc acum. Pentru că și-a bătut joc de mine în timp ce noi doi plângeam aici împreună. Și pentru că sunt sigură că în locul lui... Nu mai fi respins și pentru că dumneata mă iubești, iar el nu m-a iubit niciodată și pentru că... Ah, da, da, pentru că și eu te iubesc. Mult, mult, mult. Tot așa cum mă iubești și dumneata. Vezi, vezi, te-am mărturisit-o singură încă înainte de asta. Și te iubesc pentru că ești mai bun decât el, mai nobil, mai generos și pentru că el... Așteaptă. Așteaptă puțin, așteaptă. Ținând doar să-ți spun că, deși îl iubesc, adică nu, l-am iubit, l-am iubit. Adică, dacă trecând peste asta, vei mai simți că dragostea dumitale pentru mine e atât de mare încât să poată alunga, să poată șterge din inima mea cealaltă iubire. Dacă îți va fi milă de mine și nu vei dori să mă lași singură în voia soartei, te vei dori să mă iubești întotdeauna așa cum mă iubești acum. Atunci jur că recunoștința mea, că dragostea mea va fi în cele din urmă demnă de dragostea dumitale. Mai vrei să iei și acum mâna pe care ți-o întind? Nastenka, 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 Nastenka. Ajunge, hai, ajunge, Nastenka. Ajunge, gata. Gata, nu mai are niciun rost tot zbuciumul tău. Ceea ce era de spus s-a spus, nu-i așa? Și dumneata ești fericit și eu sunt fericită. Da, da, da. Să nu mai vorbim despre asta. Hai, așteaptă, așteaptă, cruța mă. Acum vorbește-mă despre altceva. Da, despre altceva, da, te implor. Da, Nastenka, da, ajunge despre asta. Acum sunt fericit. Eu sunt... Da, bineînțeles, Nastenka, să vorbim despre altceva. Uite, da. Chiar acum, imediat, sunt gata să vorbim... Da, uite, eu locuiesc singur. Așa. Da, da, mâine... Mâine. Știi, desigur, Nastenka, eu nu sunt un om înstărit, da? Tot câștigul meu revine la 1200, da? Asta nu... Se înțelege că nu-i nimic, are și bunica pensia ei, așa că nu ne va fi o povară. Pentru că pe bunica trebuie să o luăm neapărat cu... Da, firește, o luăm neapărat și pe bunica. Numai că eu nu știu ce să mă fac cu Matriona, femeia mea de serviciu. Așa e, și noi o avem pe Fiolca. Da, Matriona e o femeie de treabă, are însă un cusur, știi, îi lipsește imaginația, Nastenka. Nu are absolut niciun pic de imaginație. Da, asta nu-i nimic, cred. Da, și eu cred că n-are niciun pic de importanță. S-o descurca ele cumva împreună. Da, da, chiar da. De mâine ai putea să te muți la noi. Cum așa, la voi? Da. La... Bine, dacă spui tu, îți închiriem noi o cameră. Da. Uite, ți-am spus doar, avem sus la mezanin o cameră, e liberă. Da. A stat acolo până de curând o chiriașă, o bătrânică nobilă scăpătată, dar s-a mutat. Iar bunica, o știu eu, vrea să închirieze mezaninul unui domn tânăr. Am întrebat-o de ce neapărat unui domn tânăr și ea... E mai bine așa, eu sunt bătrână. Dar tu nu cumva să-ți închipui că, Nastenka, că mă gândesc să te mărit cu el. Dar eu am în priceput, firește, că tocmai ăsta e gând. Nastenka, Nastenka. Haide, ce atâta haz. Dumneata, mi se pare, stai într-o casă mare, impunătoare. Dar sper că asta nu te va împiedica să pleci de acolo chiar mâine și să te muți la noi. Chiar mâine, Nastenka, uite, chiar mâine. Chiar, deși acolo unde stau am cam rămas în urmă cu chiria și... Dar nu-i nimic. Eu primesc leafa zilele astea. Da, și... sigur că da. Și știi, atunci... poate că și eu am să încep să dau meditație. Da. Studiez singură ca să pot preda lecții. Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Iar eu voi căpăta curând o gratificație în asta. A, minunat! Mi-a promis? Dar prin urmare, de mâine, ești chiriașul meu. Da, da, și vom merge împreună la bărbierul din Sevilla. Să va juca din nou. Sigur, da. sigur vom merge împreună. Da, dar da. Mai bine la altă operă. Dar nu tot la bărbierul. Da, sigur. Sigur, fie și la alta. Da, ar fi chiar mai bine. Cum de nu m-am gândit? E bine. E timpul totuși să mă duc acasă. Da. Cred că s-a făcut târziu, tare târziu. Da. Și apoi ajunge cât ne-am tot plimbat și am sporovăit. Da, Nastenka, da, Nastenka, sigur. Numai că eu tot n-am să pot adormi. Acasă nu mă duc. Nici eu, cred, n-am să fiu în stare să dorm.
Mă însoțești până la poartă. Firește, firește. De data asta trebuie neapărat să ajung acasă. Firește, firește. Pe cuvânt de onoare? Da. Doar trebuie odată și odată să ajung acasă, nu? Pe cuvânt de onoare. Atunci să merg. Să mergem, să mergem. Oh, dar privește cerul, Nastinca. Ce senină și adâncă e bolta. Mâine va fi o zi splendidă. O, ce covil tir albastru de smalț. Ce lună, ce lună. Vezi norul acela gălbui? E gata să o acopere, vezi? Vezi? Uite acum, uite acum, acum. N-a acoperit-o. A trecut ca atâția alți nori pe alături. Privește, te rog, te rog, privește. Uite, uite. Nastinca, Nastinca, dar ce este? Tremur toată. Ce s-a întâmplat, Nastinca? Uite. Cine e omul care a trecut pe lângă noi? Nu cumva... Da. El. O, el. Uite-l, se întoarce. Nastinca. Nastinca. Tu ești... Tu. Tu. Doamne. Ai venit. Ai venit tu. Nastinca, Nastinca, m-ai sărutat în grabă și ai fugit. Ca o rândunică ai zburat spre el. Niciun cuvânt de adio. Dar eu ce mă fac acum, Nastinca? Nastinca, dragostea mea. Nastinca, dragostea mea. Bună dimineața, Matriona. Da. Ce dorești? Ți-a venit o scrisoare, maică, prin poștă. Scrisoare? A adus-o poștașul. O scrisoare de la cine? Păi nu știu, maică. Vezi acolo, poate că scrie de la cine. Bine, 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 dă-o încoace. Du-te, Matriona, du-te, du-te. Bine. O scrisoare. O scrisoare. E de la ea. De la Nastinca. E de la ea. Dragul meu, iartă-mă, iartă-mă, te implor, iartă-mă. Înșelându-mă pe mine, te-am înșelat și pe dumneata. A fost un vis, o nălucire. A fost un vis, o nălucire. Am suferit nespus astăzi pentru dumneata. Iartă-mă, te conjur, iartă-mă. Nu te grăbi să mă condamni, pentru că față de dumneata nu m-am schimbat cu nimic. Am spus că te voi iubi. Și te iubesc, v-ați port în suflet poate mai mult decât dragoste. Doamne, dacă v-aș putea iubi pe amândoi deodată. Simt cât îți este de greu. Te-am rănit. Dar atunci când iubești, știi bine, chiar și rănile jignirii se uită repede. Iar dumneata mă iubești. Îți mulțumesc, da, îți mulțumesc nespus pentru această dragoste. Ea s-a cuibărit în mine. E ca un vis dulce care nu te părăsește multă vreme după ce te-ai trezit. Ne vom mai întâlni. Vei veni pe la noi. Nu o să ne părăsești. Vei rămâne prietenul, fratele meu, de totdeauna. Și când o să ne revedem, îmi vei întinde mâna. Nu-i așa? Îmi vei întinde mâna căci m-ai iertat. Nu-i așa? Și mă iubești ca înainte. O, te implor. Iubește-mă, nu mă părăsi. Pentru că te iubesc atât de mult în clipa aceasta. Pentru că mă simt demnă de dragostea dumitale. Pentru că sper să o merit, dragul meu. Săptămâna viitoare ne căsătorim. El s-a întors la mine plin de tandrețe și sunt sigură că nici o clipă nu m-a dat uitării.
Să nu te superi că-ți scriu despre el aceste rânduri, dar vreau să vin la dumneata împreună cu el. Îl vei îndrăgi și dumneata, nu-i așa? Iartă-ne! S-o porți în amintire și s-o iubești întotdeauna pe-a dumnitale, Nastenka. S-o porți în amintire și s-o iubești întotdeauna pe-a dumnitale, Nastenka. S-o porți în amintire, să iubești întotdeauna. Dar cum te-aș putea tulbura cu rănile mele, Nastenka? O, asta niciodată. Niciodată. Fie ca bolta înstelată a cerului pe sub care călătorești, să strălucească de-a pururi limpede. Fie ca zâmbetul tău gingaș să fie mereu numai lumină și îmbăcare. Fii binecuvântată pentru acea clipă de fericire, de încântare sublimă pe care-i dăruit-o unei alte inimi, însingurate și recunoscătoare. O clipă doar. O întreagă clipă de încântare sublimă. Oare nu e de ajuns pentru o viață de om? Ați ascultat Nopți albe de Dostoievski. Distribuția a fost următoarea: Nastenka, Mirela Gorea. Visătorul, Florian Pitiș. Bunica, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Chiriașul, Dan Condurache. Matriona, Mia Macri. Asistența tehnică, Sorin Popescu și Iuliana Grumezea. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Eugen Todoran.